Bună ziua, oameni buni! Vreau să vă prezint astăzi două soiuri de zmeură pe care le am eu la mine în grădină și să vorbim un pic despre dânsele și prin comparație avantajele și dezavantajele fiecărui soi. Eu am avut anul trecut vreo 7 soiuri de zmeură, deci Cayuga, care este cel de față, despre care o să vorbim astăzi, Glen Ample, Polka, Polana, Radiova, Vilamet, Golden Queen, cred că asta, și Tulamen. Astea le-am avut eu, o parte din trânsele am renunțat la ele, iar o parte le-am mutat la distanțe mai mari de plantare și anul ăsta nu am decât două soiuri intrate de plin pe rod, pe care vreau să vi le arăt și vouă. Deci, cum vă spuneam, ăsta este Cayuga, este un soi mai vechi, american. Un soi care, uitați-le cum arată, așa ca să mă dau și eu mai departe, să vedeți cât de mare sunt, au crescut drajoane. Bine, la mine este și pantă un pic aici, dar oricum ar fi, vedeți ce creștere au. Ce înălțime au, deci drajonează puternic, viguroși. Este un soi mai vechiuță, cum am spus eu, destul de răspădit la noi în cultură și, pe bună dreptate, este foarte fain la gust. Ce apreciez eu la dânsul. Foarte rezistent la ger și la boli, deci, bineînțeles, eu ce am aici este în stil hobby, să zic așa. Și chiar și așa, uitați-vă cât de productiv este, cât de încărcat, dacă focusez bine, să se vadă bine. Să vedeți cât de încărcat este. Deja s-au cules, să văd și ciorchinii, cum sunt multe, sunt foarte multe, sunt cules, s-au cules 10 kg. Bine, 10 kg și de aici și de la Glen Ample, dar s-au cules kilograme bune de zmeuri de aici. Am două rândurile, de-ați mai văzut voi. Deci foarte productiv. Rezistent la boli, v-am zis, eu nu-i fac absolut niciun fel de tratamente, doar tăierele, frezat, a avut grijă, frezat printre rânduri și cules. Culesul e cea mai mare problemă, că nu reușesc să-l culeg la dânsă. Deci o zmeură foarte bună la gust, care aduce, din punctul meu de vedere, foarte mult cu gustul zmeurii de pădure. Cine a mai gustat zmeurul de pădure de la munte, știe despre ce zic. Din cauza asta am păstrat acest soi, fiindcă are și alt dezavantaj, uitați, e destul de mic și puțin spornică la culeț. Da, deci suntem obișnuiți acum toți cu fructe mari, cât mai mari, cumva pe bună dreptate, na. Cayuga are un fruct destul de mic, 2, 3, maxim 4 grame. Deci când vezi așa amestecul ăsta de verde cu roșu pe aici, la un moment dat culegi același loc un sfert de oră și nu te mai... tot culegi, dar te plictisești. Fructele sunt destul de mici, aromate, dar mici. Ăsta-l văd singurul dezavantaj al lui. În rest, mi se pare un soi excepțional. Din câte am văzut eu prin descrierea lui, zice că ar avea două producții pe an. Deci una, o primă producție la început de iunie, 10-15 iunie, anul ăsta un pic mai târziu, cam 20 iunie a început să se coacă, a fost un an mai tardiv. Durează recoltatul 2-3 săptămâni și zici că în descrierea lui am văzut că spune în condiții de agrotehnică foarte bună, mai dă un rod de la mijlocul septembrie până dă bruma. Sincer vă spun, eu e 4 ani la mine, eu nu l-am văzut să-mi dea al doilea rod niciodată. Deci a mine s-a comportat efectiv ca un soi de zmeură cu o singură producție. Adică sunt și celelalte categorii de soiuri de zmeuri remontante care tot dau și se coc eșalonat. Eu n-am văzut, deci la mine Cayuga să-mi dea, probabil că nu este în condiții de agrotehnică superioare, să zic așa, deci n-am văzut să mai dea și al doilea rod. Bun, deci asta este Cayuga, v-am zis, un soi foarte bun. Uitați și aici am cules câteva boabe ca să le luăm și la vale când o să mergem la Glen Ample, să le vedeți prin comparație mărimea fructelor. Haideți să mergem și la Glen Ample și mai vorbim acolo. Uitați, aici este rândul de Glen Ample. Urmează până sus, așa se vadă, are de 20 de metri. Uitați-vă și ăsta în ce hal a putut să producă.
Deci în zona asta. Deci uitați-vă ce ciorchine de fructe are. Deci absolut fantastică. Glen Ampelo, spuneam undeva că e un soi scandinav, dar am greșit. Am văzut după aceea că este un soi scoțian, un soi relativ nou, are vreo 20 de ani în producție. Și într-adevăr se cunoaște că este un soi creat mai ales pentru mari producători. Este un soi cu fructul mai dur. Deci, spuneam eu și în altă parte, ca să ajungă să fie copt într-adevăr, trebuie să-l culegi după o zi, după ce ai senzația că el deja este copt. Bineînțeles, are avantajele astea de transportabilitate, de rezistență la manipulare. Deci este un soi care se poate planta pe scară industrială. Are boaba mai mare, 4-5 grame. Deci este mai spornic la cules. Cu alt spor, cu drag, culegi fructele de la Glen Ampel. Uitați-vă, imediat se umple o caserolă sau în ce culegem noi. V-am zis, pentru plantațiile casnice, singura lui problemă este că trebuie lăsat, v-am zis, după ce ai senzația că e copt, mai trebuie lăsat o zi și atunci fructele devin și mai moi și mai aromate. Altfel sunt ușor acrișoare și nu are aroma aia faină de zmeură pe care o căutăm noi. Probabil și din cauza asta, de multe ori când cumpărăm din comerț, nu ai o zmeură de calitate. Încă Glen Ampel se găsește destul de frecvent în comerț, am văzut și în supermarketuri, deci este un soi foarte cultivat în toată Europa. Însă pe lângă casă, dacă l-avem, v-am zis, ăsta e secretul. Lăsat un pic mai mult pe tufă, atunci devine un fruct foarte, foarte bun. La fel ca și ca Iuga, este foarte rezistent. Aici am Glen Ampel anul 3, urmează un pic și sus, deci mai puțin deasă decât ca Iuga de sus. Ai avea anul 4. Însă ce este extraordinar la Glen Ampel, că nu are absolut spini deloc. Este super senzația, deci poți să bagi mâna prin prânsa ca să ajungi la un fruct sau mai știu eu ce, nu ți înțeapă absolut nimeni, deci nu are spini. Caiug are spini destul de mulți, mărunți, dar mulți și te zgârie când te bagi prin tufișul de zmeură. Ăsta este foarte fain, deci într-adevăr s-a lucrat la crearea soiului ăstuia. I-au dat caracteristici de transportabilitate, de duritate, ca să menține și mai mult pe tufă. Destul de rezistent cu ploile care au fost în ultima perioadă. Deci au început să mai strice unele fructe, dar eu am crezut că nu o să mănânc zmeura anul ăsta. În schimb, nu. Deci chiar au rezistat eroic, să zic așa, și Caiuga și Glen Ampel, fără absolut nicio problemă. Sunt două soiuri pe care eu vi le recomand cu drag. Mai sunt și altele, și Polka, și Radiova, mie îmi plac foarte mult, v-am zis, la o parte am renunțat. Însă astea două le-am lăsat în cultură la mine, tocmai pentru că mi-au plăcut încă de anii trecuți. Uitați-vă, să punem prin comparație fructele de la ambele soiuri. Ca să vedeți un pic diferența și de culoare și de mărime. Ei, uitați-vă, acum nu știu din ce parte vă uitați voi, dar se vede, Glen Ampel este, să nu zic dublu, dar este mult mai mare. Culoarea poate este un pic mai atractivă, mai închisă. Caiuga, mai micuți și mai deschisă culoarea, nuanța de roșu este mai deschisă. Am zis încă o dată, Caiuga deci este mai aromat în primă instanță, însă și Glen Ampel, după ce îl lăsăm să se coacă pe deplin, devine un fruct foarte și foarte bun. Ok, asta am vrut să vă povestesc astăzi, despre aceste două soiuri. Dacă v-a plăcut acest film, vă rugăm să vă abonați la canal, să ne urmăriți pe Facebook și dacă v-ați abonat la canal, apăsați și clopoțel acolo ca să fiți...
să fiți la curent cu filmele noi care vor intra. V-am salutat!